Despre închinarea în Duh și în adevăr, predică în Duminica Samarinencei de Sfântul Ignatie Briancianinu din cartea Predici. Închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, că Tatăl acest fel caută să fie cei ce se închină Lui. Iubiți frați, am auzit acum în Evanghelie că adevărații slujitori al lui Dumnezeu, celui adevărat, se închină Lui în Duh și în adevăr, că Dumnezeu caută, adică dorește să aibă asemenea închinători. Dacă Dumnezeu dorește să aibă asemenea închinători, înseamnă, bineînțeles, că El primește numai asemenea închinători și slujitori, că numai asemenea închinători și slujitori îi plac. Învățătura aceasta ne-a vestit-o însăși Fiul lui Dumnezeu, să credem învățăturii lui Hristos, să primim cu toată dragostea atot sfânta învățătura lui Hristos, iar pentru a urma Lui în amănunțime, să cercetăm ce înseamnă a te închina lui Dumnezeu Tatăl cu Duhul și cu adevărul. Adevărul este Domnul nostru Iisus Hristos, precum a dat El mărturie despre Sine. Eu sunt calea și adevărul și viața. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este adevărul. Acest cuvânt era mai înainte de veci în Dumnezeu. A fost rostit de Dumnezeu și către Dumnezeu. Acest cuvânt este Dumnezeu. Acest cuvânt este făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Acest cuvânt trup s-a făcut și s-a sălășuit întru noi și am văzut slava Lui, slavă ca unui unia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, ci cuvântul lui Dumnezeu, Fiul, cel unul născut care este întru sânul Tatălui, acela a mărturisit. Fiul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, L-a mărturisit înaintea oamenilor, L-a arătat pe deplin oamenilor pe Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu le-a arătat oamenilor adevărul la care ei singuri nu puteau ajunge. Mărturisind și întărind în chip de netăgăduit, adevărul prin preambelșugata dare a Harului Dumnezeesc. Din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har, că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos s-a făcut. Asta înseamnă, Iisus Hristos nu a adus vreo înțelegere mai mult sau mai puțin amănunțită și limpede a harului și adevărului, ci însăși harul. Însăși adevărul a fost date oamenilor, sădite în oameni ființial. Au fost făcuți și părtași dumnezeiești fii. Adevărul are Duhul său propriu. Acest Duh este numit Duhul adevărului. El este Duhul care de la Tatăl purcede. El este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este Duhul Fiului, întrucât alcătuiește împreună cu Tatăl și cu Fiul o singură nedespărțită ființă dumnezească. Primirea adevărului este totodată și primirea Sfântului Duh, fiindcă adevărul cel atot sfânt vestește despre Sine că El va trimite pe Sfântul Duh de la Tatăl ucenicilor Săi. Este firesc ca Sfântul Duh al adevărului să adăsteze acolo unde lucrează Sfântul Adevăr
și să pecetulească lucrările lui. Deopotrivă, unde lucrează Sfântul Duh, se află arătarea prea îmbelșugată a adevărului, precum și Domnul le-a grăit ucenicilor săi. Iar când va veni acela, Duhul adevărului, vă va povățui pe voi la tot adevărul. Înfățișim minunata legătură dintre cuvântul dumnezeiesc și Duhul cel dumnezeiesc. Domnul a zis despre Duhul: acela pe mine mă va slăvi, că dintr-o al meu va lua și va vesti vouă toate câte are Tatăl, ale mele sunt. Duhul vestește și arată oamenilor pe Fiul cel de o ființă cu el, Duhul, care este atras de oameni prin credința acestora în Fiul cel de o ființă cu Duhul. Pe adevăratul creștin, Sfântul Duh îl zidește duhovnicește și îl schimbă la față într-un sălaș al lui Dumnezeu. El zugrăvește și sălășluiește pe Hristos în omul cel lăuntric. El aduce oamenilor înfierea de către Dumnezeu, făcându-i asemănător cu Hristos, sălășluind în ei însușirile lui Hristos. Oamenii înfiați de Dumnezeu se roagă lui ca unui tată, fiindcă Duhul Sfânt mărturisește în chip cu totul învederea și simțit Duhului omului înnoit de el. Despre unirea acestui om cu Dumnezeu, despre înfierea lui de către Dumnezeu. Întrucât sunteți fii, spune apostolul, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă: Ava, Părinte! Acest fel de închinători sunt recunoscuți drept adevărați închinători al lui Dumnezeu. Pe închinătorii de acest fel, care se închină lui Dumnezeu în Duh și adevăr, îi caută și îi primește Dumnezeu. În afara adevăratului creștinism, nu este nici cunoștință de Dumnezeu, nici slujire lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl fără numai prin mine, a grăit Domnul. Pentru cel care nu crede în Domnul Iisus Hristos, nu este Dumnezeu. Tot cel ce tăgăduiește pe Fiul, nici pe Tatăl nu-L are. Cela ce nu crede în Fiul, nu va vedea viață, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Nu este cu putință să ne apropiem de Dumnezeu. Nu este cu putință să intrăm în vreo împărtășire cu Dumnezeu, altfel decât prin mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos, singurul mijlocitor, singurul mijloc de împărtășire între Dumnezeu și oameni. Nu este adevărată cunoașterea Domnului Iisus Hristos fără mijlocirea Sfântului Duh. Nimeni nu poate numi pe Domnul Iisus, a zis apostolul, fără numai întru Duhul Sfânt. De n-are cineva Duhul lui Hristos, acela nu este a lui. În afara creștinismului, nu e virtute vrednică de cer. Binele, a zis preacuviosul Marcul Ascetul, nu poate fi nici crezut, nici lucrat, fără numai în Hristos Iisus și în Duhul Sfânt. Nevrednice sunt de Dumnezeu faptele bune cele după firea omenească, ce vin din firea noastră căzută, în care binele este amestecat cu răul, în care binele în cea mai mare parte de-abia se bagă de seamă din pricina mulțimii răului. Firea căzută este în stare cu precădere de rău, precum a dat mărturie Dumnezeu însuși. Se pleacă cugetul omului cu o sârdă despre cele rele din tinerețile lui. Voi, răi fiind, știți să dați darul bunei fiilor voștri. Atâta preț are în fața Evangheliei și a lui Dumnezeu bunătatea firească a omului și faptele ce izvorăsc din ea. În deșert preaslăvește firea căzută faptele sale bune, mari și răsunătoare. Această laudă de sine este mărturie a unei orbiri înfricoșătoare. Această laudă de sine este dare în vileag fără voie a însușirilor răsunătoarelor fapte bune omenești, insuflate și hrănite de slavă deșartă. Răul miros al trufiei pe care îl răspândesc aceste morminte văruite este urât de Domnul. Lui îi este pe plac
tămâia smereniei. În afara creștinismului nu e virtute vrednică de cer. Binele, a zis preacuviosul Marcul Ascetul, nu poate fi nici crezut, nici lucrat, fără numai în Hristos Iisus și în Sfântul Duh. Nevrednice sunt de Dumnezeu faptele bune cele după firea omenească, ce vin din firea noastră căzută, în care binele este amestecat cu răul, în care binele în cea mai mare parte de-abia se bagă de seamă din pricina mulțimii răului. Firea căzută este în stare cu precădere de rău, precum a dat mărturie Dumnezeu însuși. Se pleacă cugetul omului cu o sârdie spre cele rele din tinerețile lui. Voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri. Atâta preț are în față Evangheliei și a lui Dumnezeu bunătatea firească a omului și faptele ce izvorăsc din ea. În deșert preaslăvește firea căzută, faptele sale bune, mari și răsunătoare. Această laudă de sine este mărturie a unei orbiri înfricoșătoare. Această laudă de sine este dare în vileag, fără voie, a însușirilor răsunătoarelor fapte bune omenești, insuflate și hrănite de slava deșartă. Răul miros al trufiei, pe care îl răspândesc aceste morminte văruite, este urât de Domnul. Lui este pe plac tămâia smereniei. Din această pricină, Domnul a poruncit lepădarea de firea căzută omenirii căzute și oarbe, care nu-și dă seama de amara sa cădere, ci dimpotrivă, vede în ea un triumf măreț care caută să sporească acest triumf. Pentru mântuire este neapărat trebuincioasă lepădarea de păcat, însă păcatul ni s-a împropriat până într-atât că ne-a intrat în fire, în însăși sufletul nostru. Pentru lepădarea de păcat s-a făcut neapărată trebuincioasă lepădarea de firea căzută, lepădarea de suflet, lepădarea nu numai de faptele cele văzute, ci și de faptele bune, mult cinstite și preaslăvite de către lume, ale omului celui vechi. Este neapărată nevoie să ne schimbăm felul de a gândi cu mintea lui Hristos, iar lucrarea după imbolul simțurilor și după îndreptarul cugetării trupești s-o înlocuim cu plinirea plină de osârdea poruncilor lui Hristos. De veți rămâne în cuvântul meu, a zis Domnul, cu adevărat ucenici ai mei sunteți și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va slobozi pe voi. Minunate și adânci cuvinte, învățătura pe care o deprindem din ele, învățătura pe care o deprindem din ele în chip nemijlocit, este că păcatul ține pe om în robia sa numai și numai prin mijlocirea vederilor rătăcite și mincinoase. Este deopotrivă de limpede faptul că pierzătoarea rătăcirea acestor vederi stă tocmai în recunoașterea drept bine a ceea ce nu este de fapt bine și în nerecunoașterea drept rău a ceea ce este de fapt rău ucigător. Ceea ce este de la Dumnezeu, graiurile lui Dumnezeu ascultă, a grăit Domnul. Fraților, să ne smerim înaintea Domnului Dumnezeului nostru, să arătăm așa cum n-au făcut-o iudeii în pietriți, care au lepădat pe Domnul și totodată învățătura lui. Supunere față de Domnul,
plecându-ne atot sfintei și mântuitoare lui învățături. Să lepădăm felul de a gândi pe care ni-l aduc firea căzută și lumea vrăjmașă lui Dumnezeu. Să ne însușim felul de a gândi cu care ne îmbie Domnul în sfânta sa Evanghelie. Să urmăm adevărul și vom moșteni adevărul. Adevărul slobozește mintea omenească din lanțurile nevăzute ale rătăcirii, în care l-a ferecat păcatul. Și nu numai atât. Atotputernicul adevăr, aducând libertate duhovnicească minții, o scoate după ce a înnoit-o și a înviat-o cu viață de sus, pe calea poruncilor lui Hristos. Și calea nedreptății se depărtează de la ea. Sufletul înviat de adevăr cântă împreună cu prorocul cel de Dumnezeu insuflat. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai desfătat inima mea. Lege pune mie, Doamne, în calea îndreptărilor tale și o voi căuta pe dânsa totdeauna. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi pe ea cu toată inima mea. Un asemenea suflet se face negreșit părtaș al Sfântului Duh, care nu poate să nu adăste acolo unde adastă și stăpânește adevărul dumnezeesc, care în sfatul său cel de taină cu atât sfântul adevăr, veștește despre sine astfel: părtaș sunt eu tuturor celor ce se tem de tine. Atâta vreme cât rămâne în firea sa căzută, omul rămâne cufundat în bezna cele mai adânci neștiințe. El nu știe cum trebuie să se roage și nu știe pentru ce trebuie să se roage. Nu e în stare să slujească lui Dumnezeu. Numai credința în Hristos aduce cunoașterea adevărului. Credința, vădită prin plinirea poruncilor lui Hristos, atrage în inima credinciosului harul Sfântului Duh, precum a zis prorocul cel de Dumnezeu insuflat. Gura mea am deschis și am tras duh, ca de poruncile tale am dorit. Numai adevăratul creștin, creștinul cu credința și cu faptele, poate fi adevărat închinător al lui Dumnezeu, care se închină și slujește lui Dumnezeu ca unui tată în duh și adevăr. Amin. Oh,